Morning Glory, Morning Glory, ce tăcuți e peștișorii. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, ne-am întors la Morning Glory. Virgil Ciulin este invitatul nostru astăzi. Virgil, spre deosebire de mine, e din vasul lui. Și, și e complicat. Dar în fine, acum suntem suntem în live. O simplă apăsare de buton, pur și simplu, la, aici la Faxul Suprem, la noi, ne aruncă în live pe o anumită rețea de socializare. Virgil, am înțeles că a apărut și în cotidianul Vremea Nouă din orașul cu același nume, Vaslui. Da, da, da. În gazeta orașului, să zic așa. Am apărut cu un clip pe care l-am făcut, l-am postat pe canalul ăla de care spuneam, The Unlike Show. The Unlike Show. Un nume nu foarte ușor de înțeles. The Unlike Show? Da. Da, așa. Și plantam salată acolo. Da, așa. Bun. Plantai salată. Ah, bă, plantam răsaduri de salată, că ai mei cu asta se ocupă. Au grădină, au solarii. Și încercasem, adică am făcut un tutorial acolo, pas cu pas, așa. Da. Și spre bucuria concetățenilor, a urbei, iată că am ajuns și în ziar. Măi, mă bucur pentru tine, e Ted Dracu Smigel, cum a spus un cetățean la film, știi? E frumos. Da, mă, din păcate am înțeles că Metallica se destramă și am primit același anunț și despre Trooper. E... Trebuie să faci niște glume tâmpite. Da, sunt atât de penibile încât merită făcute, știi? Așa, cum după Beatles, oare ce mai urmează? Da, numai Genius, nu mai sunt nici ei. Uite, totuși NND am auzit că s-au reunit. Da, 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 da. Deci... Și s-au reunit cu Bambi. Fac un super grup acum. Înțeleg. Uite, avem, vreau să vedem. Virgil se ocupă cu istoria. Cum se numește canalul tău? Istoria cu Virgil. Așa, destul, uite, de straight asta forward. E mai bun, da, decât alălalt. Da. Sună puțin mai bine. Puteți să-l vedeți acolo. A avut și o emisiune la TVR, dar, mă rog, nu, n-a mers extraordinar, pentru că Virgil s-a apucat de stand-up acum. Ce să spun? Poți să o povestești așa, da. Da, da, da. Bun, dar vreau să vedem dacă pot să găsești o formulă să ajutăm o fată. Se numește Alexandra Apostolescu. Eu sunt prieten cu ea pe Facebook. Și zice, măi, m-am certat cu Arșinel, nici măcar nu glumesc. Are o postare. Zice, de câteva săptămâni îmi urcă la geam și în casă un miros de gaze arse care mă sufocă. Vine din curtea interioară a blocului, care se întâmplă că aparține teatrului Constantin Tănase. Hai să vezi că e foarte mișto. Am chemat speriată distilgazul de două ori, de fiecare dată au confirmat că mirosul vine de la ei din curte și nu de la apartamentele din bloc, dar că nu au ce să facă să-i someze pe cei de la teatru să-și verifice instalația. În seara asta am fost a doua oară cu un angajat distilgaz la teatru în hol să-i rugăm să-l lase să intre să inspecteze instalația. Arșinel se uita la televizorul paznicului pe canapeaua din hol și mă lua la mișto. Eu îi povesteam serioasă că e periculos pentru locatarii din bloc și omul de la distilgaz mă susținea. La un moment dat mă întrerupe artistul poporului, căruia angajatul distilgaz deja îi vorbea intimidat cu maestre, normal. Fimea scârbă de servilismul românului, scrie în paranteză, domnișoară, dați-vă puțin într-o parte că nu mai văd la televizor. Bun, zic că am senzația că mă luați la mișto, că tocmai vă spuneam ceva și dumneavoastră vă pasă de televizor. Arșinel zice, nu domnișoară, dar vreau să mă uit la televizor. Îi zic, eu vă spun că sufocați tot blocul și dumneavoastră aveți chef să vă uitați la televizor. Și că oricum am făcut reclamații la garda de mediu prin site, știe cineva ce pot să fac ca să nu mă sufoc în casă și să nu mă iau cu Arșinel de gât. Oricum, și că la cum i-a mers cu transplantul de rinic, pare că el câștigă. Eu două întrebări am la treaba asta. Dacă Arșinel face ore suplimentare ca paznic, și la ce voia să se uite la televizor, mă? Asta mi se pare și mie important. Dar ce ai fi putut spune tu lui Arșinel ca să-l... Nu să-i provoci infarct? Nu, nu, să-i muți atenția de la... Sau da. Hai să vedem dacă... Dacă aș fi bun la voci, aș fi imitat-o pe doamna Stella. Și asta, sigur, i-ar fi atras atenția. Nu uiți așa ceva. Dacă o mai țineți minte din Neamărin, doamna Stella... Uite, un
alt băiat din publicitate, Andrei Ropot îl cheamă, comentează la postarea asta și zice: spune-i că lucrezi în publicitate, că-i admiri versatilitatea din filme și reclamele Catena, sublim, și chimia cu doamna Stella, ce femeie, Dumnezeu să o odihnească, și că ai un rol într-o reclamă mare la medicamente pentru el. Și după ce se dă pe brazdă, îi spui mâhnită că e o scenă, un spot care necesită ca actorul principal să aibă un singur nick. Care e cel mai ciudat nume pe care l-ai auzit? Nume? Da. Deus mă jur. Așa. Băi, de exemplu, poștașul de la mine, de la țară. Așa. Dar nu știu dacă mai e el. Îl cheamă Cap Verde. Cap Verde, nu știu cum. Ăla cred că e cel mai ciudat. Da, mi se pare mișto. Mi-a mai spus un prieten din Brăila, Andrei, că a cunoscut un băiat pe care îl chema Marian Frige Câine. Deci încă o dovadă că dacii mâncau câini. Da, 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 și există domnul ăsta. Dar știi care sunt cele mai populare nume în România? Mai nou, așa. Yeah. Că, ce s-a botezat în țară? Ce s-a mai botezat? Pe fete avem Maria, Ioana, Elena, Sofia și Andreea. Și pe băieți s-a schimbat trendul, a dispărut David, că David era... Era David top acolo? Da, Matei? Da, da, a fost David, ani în șir, a? S-a mai dus. S-a terminat generația. Da, avem Andrei, David e pe locul 2, la aproape jumătate din botezuri, Alexandru, Ștefan și Gabriel. Bă. Și da, e complicat să știi. Eu am, acum, am așa, aveam un pic emoție, am avut o bătălie în cap dacă să zic treaba asta sau nu. Da, odată ești la radio. Da. Am și eu în familie un nume din ăsta, o verișoară de-a mea, mutată cu toată viața ei în Italia, și a avut un băiețel acolo și îl cheamă Gianluca Tărâță. Poftim? Pe copilul lui vară meu îl cheamă Gianluca Tărâță. Gianluca Tărâță? Da. Mamă. Bă, da, da, se integrează. Henorel. Dacă o zici în italiană, e Gianluca Tarata, deci sună. Nu? Da, 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 da. Da, de noi am găsit un nume care e preferatul nostru, Henorel Soreață. Sună bine? bun, și hai să vedem cam cât ce înseamnă sărăcia extremă în vasul lui Virgil Ciulin. Băi, aici nu știu dacă unde se duce discuția, dacă e treaba serioasă sau pe glume. Da. Că există, adică păi am văzut cu ochii. Adică, care ți se par cele mai lame glume despre vasluieni? Bă, la prima mână sunt astea cu sărăcia și cu crime, jafuri și violuri, îți dai seama. Dar le fac încă ce am de... Da. Dar nu poți să glumești așa dacă nu e și o sămânță de realitatea. Și e realitate din plin. Păi uite, cum a spus Gică Hagi, vreau să arbitrez Virgil meciul declarațiilor de astăzi. Ia să vedem. Cine e frică de lup să nu intre în pădure? Gică Hagi. Și Dorinel Munteanu, la pomul lăudat nici mere nu face. Pe cine alegi? Dorinel a rupt-o. Da? Dorinel, da, da, da. De departe. No? E foarte bun. Cred că Dorinel ar fi un invitat, din ce am auzit, un invitat foarte... S-a lăsat, da? Nu mai? Nu se mai dopează? N-am știut. Măi, avem o poveste de dragoste. Hai să vezi că nu numai la vasul lui se întâmplă. Între o brăileancă și un fals general american s-au cunoscut pe internet. Și ăla, da, ăla i-a spus că e general în armata americană. Și au decis să se căsătorească. Și ca să o convingă că e băiat bun, i-a promis că o să-i trimită în martie, în cursul lunii martie, prin curierat, o moștenire de familie, dar între timp i-a cerut niște bani împrumut și femeia i-a trimis aproape 37.000 de euro. De unde avea? Da, băi, mult, în conturi din Germania și Turcia, omul fiind general american, repet. Deci, bă, a găsit-o foarte isteață. Asta pare a poveste de pe mail primită de la prințul din Cambodgia. Păi nu, după aia să știi că în zona asta unde sunt foarte mulți prinți nigerieni care au moșteniri fabuloase, au crescut căutările pe Google la Brăila. Brăila marriage. E un pic acolo de
cartier general al, și al videocetului, știu, Brăila, Galați, acolo, zona extinsă. Da, e foarte adevărat, stai că am primit un nume. Deci, Călugărul Frumosu. Opa! Societatea International Cafe Expert. Da, frumos. Deci, în concluzie, avem o întrebare pentru tine. Care ar fi aplicația pe care ai inventat-o tu, personal? Adică ceva care să-ți folosească ție sau felul tău de a contribui la starea de bine a omenirii? La bunăstarea societății? Da. Bă, mă gândeam chiar cu... Eram într-o discuție, nu pot zic că ideea mea, dar ții minte că mi s-a părut bună. O aplicație în care să vezi că, dacă e coadă, unde vrei să te duci. Gen, să fie niște senzori, ceva, să calculeze câți oameni sunt în bancă în momentul ăla. Da. Și să poți să verifici de acasă dacă are rost să cobori până jos sau nu. De exemplu, la pâine, cum era la pe pâine, vremea. Da. Sau la spirit, cum e cazul vostru. Asta sau cu dacă... pâine, chiar când am fost în Rahova la chestia aia cu, da? La curtea veche, m-am simțit cam vaslui pentru că am văzut într-un geam, n-am mai văzut de mult, o foaie de asta, o A4, scria avem pâine, într-un magazin de pantofi și nici nu era loc, nu se terminase eu, așa și l-a făcut mai mic înghesuit și eram, da mă, uite că miroase deja, arde umpluți. E foarte mișto, dar îți dai seama în vaslui ce mișto ar fi să se digitalizeze, să fie aplicație pe caiet. Adică caietul să fie o aplicație. Caietul, știi? Da. Și să poți să consulți, să vezi cât ai consumat, cât mai ai, nu? Că atunci nici nu ții minte, doar ceri încă, da, 4 rânduri. Da, e mișto să te treci tu singur în caiet. Fiecare vasulean să aibă caietul lui digital. Asta ar fi foarte... E și un test de responsabilitate acolo. Da. Nu, că e cu senzor la gât. Uite, cică, ai auzit de Sergiu Mirică? Da, Sergiu Mirică, de la noi. E cu băieții, da? Din noi. Și că a zis el, ce face un vasulean care nu mai are răbdare? Împinge spiritul prin pâine. Îl împinge. Tovarășul meu de niște oameni. Da? Da. E în trupă. Bravo, hai, lasă, că de bine de rău vă caluat-o. Adică vă descurcați. Și văd că de când ai început să bei, parcă ești și mai destins, așa? Parcă... Da. Te-ai mai liniștit un pic. S-a dus un pic. Care e prima ta glumă pe care ți-o amintești și la care eventual s-a râs, deși, mă rog. Băi, nici nu mai știu care e. Aia cu care ai deschis tu prima dată și ți-ai dat seama că vocația ta este stand-up. Cred că aveam o glumă cu, de o mai zic și acum, nu știu dacă e prima pe care am zis-o, dar e prima la care am râs eu când am scris-o. Așa. Povesteam de, din nou, despre sărăcie, despre evenimente din copilărie, cum ne punea, ziceam că nu prea aveam dulciuri, dar de Crăciun mereu găseam ceva sub pom. După aia zic, care pom, că aveam o cracă. Aveam o cracă de prun, că aveam un prun în fața casei, rupea tata o cracă, o punea pe perete și cam mai era Crăciun. Da, îmi pare rău totuși, adică îmi dau seama că sunt traume foarte mari Bă, în copilăria ta, da? Traume mari, dar acum sunt aur de exploatat. Da, uite ce bine e. Adică în loc să te duci la terapie, da, îți dau băieții din Brăila 50 de lei și uite, te duci să bei ceva. Pietroaie neșlefuite. E foarte bine până aici. Deci, da mă, știu că a apărut, există Napoleon Picioruș, am avut și eu un prieten în Brăila, dar mă aflat că mai există unul, există cel puțin doi cu numele ăsta, ceea ce mi se pare extraordinar. Probabil cineva a auzit și era, da, bă, asta, deținu minte. Da, mi se pare foarte mișto. Și știu că odată, mă rog, am consumat ceva și alcool și Napoleon a zis: distrug tot, plătesc toată viața. Cam așa. Bun, și dacă ar fi să ai o putere supranaturală, Virgil, care ar fi aia? Putere supranaturală? Da. Băi, mi-ar plăcea să... Nu, că asta să auzi gândurile oamenilor, n-are niciun rost. Să nu trebuiască să fac cumpărături. Mi-ar plăcea să pot să fac lucruri să apară în frigider. Asta e foarte mișto, da. Și să dispară, știi? Să dispară când simt că e cazul. Da, la mine nu e cazul niciodată. Nu știu dacă se vede prin radio, dar eu am 66 de chile, adică... Da, e adevărat. Bă, dar cineva trebuie să ducă gunoiul. Deci mai ai nevoie de o aplicație totuși. Chiar și așa, știi? Să strângă naibii prin casă și să... Și să nu mai arunce bețișoarele, o aplicație care să nu te mai lase să arunci bețișoarele de urechi în toaletă. Da, și șervețele umede. Și șervețele umede? Vai, m-au inundat pe mine unii. Da?
Doar cu șervețele umede? Așa spuneau ei. Doar șervețele au ajuns la tine? După miros, da, doar șervețele. După miros, da? A, dar ce, a, ce miroseau? Arahat turcesc. Fistic. Morning Glory on Rock FM.